Bine v-am găsit, dragi telespectatori! Sunt Cornelia Crevean. Suntem în magazinul Paradisul Verde și vreau să vă spun că astăzi avem o emisiune extrem de interesantă. Pentru că astăzi, în magazinul Paradisul Verde, alături de Corina, bine ai revenit! Bine am venit! În noul an, alături de noi, draga mea! La mulți ani tuturor! Vom pregăti șampon pentru copii și pastă de dinți pentru copii, toate preparate în casă. Ingredientele le găsiți doar aici, în magazinul Paradisul Verde, și ceea ce vom prepara în emisiunea de astăzi este la fel de natural. Mă ajut, te rog frumos să desfacem, că eu am microfonul. Deci la fel de natural ca și piatra de alaun, care se folosește ca antiperspirant. Atenție pentru persoanele care au probleme de sănătate și nu numai. Dar dacă sunt doamne care au fost diagnosticate cu anumite afecțiuni pe linia ganglionilor, este foarte important să nu mai folosiți niciun fel de antiperspirant chimic. E bine să facem lucrul acesta cu mult înainte să pățim ceva. Deci, se udă piatra de alaun și la sub braț elimină absolut toată transpirația, nu transpirați. Este o piatră, naturală. Săruri de potasiu. Săruri de potasiu și mai avem aici ceva cât se poate de natural. Este vorba de aceste nuci din arborele de săpun. Îmi povestea invitata mea de astăzi, Corina, care e foarte pricepută, că știe să facă șampon din nucile de săpun, știe să facă detergent de vase. Eu cu acestea spăl. Da? Și în mașina de spălat au săculețul lor special în care se vor introduce și se spală și în mașina de spălat cu nucile acestea de săpun, din arborele de săpun. Sunt foarte economice. Da, sunt, pentru că folosești 3-4 la o mașină de spălat. Bun, draga mea, astăzi am spus că pregătim șampon. Uitați aici șamponul pentru copii, care este 100% natural și nu durează fabricarea lui prea mult. O facem în câteva minute. Da. Dar totodată vreau să vă spun că nu are nimic ca și conservanți în interior. E valabil o săptămână. O săptămână e valabil pentru spălat pe păr acest șampon. Așa că, cum e mai bine? Îl păstrăm la frigider? Îl punem în baie dacă e natural? Poate sta și în baie o săptămână și poate sta și în baie liniștit. Bine, hai să vedem cum se prepară acest șampon pe care îl vedeți în imagini. Recipientul este tot de aici, din magazin. Dacă lipim steluțe roz sau omuleți albaștri pe acest dozator de șampon, da? E deja ce trebuie. Așa arată dozatorul în magazin. Putem să-l cumpărăm și să ne preparăm singuri săpunul, șamponul. Datorită lui se vor spăla. Așa e, e foarte de Crăciun, da, e foarte glob, așa. Hai să vedem cum preparăm acest șampon în casă. În primă fază, tensida de consistentă este un derivat din ulei de cocos. Cum se numește? Tensida consistentă. E consistentă, da. Ea este e uscoasă. Așa arată aici, înăuntru, da, în sticlă? M-am pus aici, că acolo nu o să puteți să vedeți. Da, că nu deschidem sticla. Așa arată ea. E destul de vâscoasă. Așa e. La ce se folosește? Ca bază? Ca bază la șampoane, geluri de duș. N-are miros. N-are miros. Nu? Este foarte important pentru cei care sunt cu alergii. Asta înseamnă că e totul natural. Bun. Așa. În prima fază, aceasta se face pe baie marină. Adică o punem un pic la fiert, da, așa, pe baie marină, da? Deci ce e aici în sticlă? Punem într-un vas, cum este acesta, un pic la fiert. Cam câte minute? 2-3 minuțele, nu durează. Cum să se facă lichid. Așa, să se facă precum o răcitură mai lichidă. Ok. Putea fi combinată. Aceasta o amestecăm în continuare cu tensida. Haideți să o și amestecăm. De fapt, o lăsăm în acesta și punem tot în acesta și tensida spumantă. Asta pentru a face tensida. Tensida. Și spumantă. Se găsesc în magazin. Magazinul Paradisul Verde. Toate au la bază ulei de cocos. Am înțeles. Bun. Din amestecăm, acesta, numai puțin, amestecăm baza de aici, care e naturală, cu baza aceasta de cocos. Le amestecăm. Asta pentru a da viscozitate șamponului, să fie foarte lichid. Da, da, da. Așa. Acum ne punem tensida spumantă pentru a face spumă să degreseze. Și o să cântărim, o să punem... Ai acolo o rețetă, da? Da, am gramajele pentru că eu le fac la ochi, dar pentru telespectatori e mai bine așa. Care fac pentru prima dată, deci vreau să vă spun că Corina prepară în casă absolut tot. 12,5 grame.
Te-ai țin de spumă. Dacă se scapă un pic mai mult, n-are nimic, face mai multă spumă. Deci, draga mea, tu îți prepari totul în casă, duminica, da? Da, faci duminica. Săpun, faci șampon, faci de toate. Pastă de dinți, ți le prepari. Duminica e ziua de preparat cosmeticele de în răsfăț. Casă. Eu îi spun răsfăț. Că a, așa. Deci ea și le prepară singură. A învățat singură să facă lucrurile acestea. Ia uitați cum se trebuie produce șamponul pentru copii. Îl mestecă bine, bine, bine. Așa, 12,5 grame. Într-un alt bol, separat, vom pune apă. Așa. Eu deja am pregătit aici apa. 102 grame de apă. Bun, numai puțin să vadă telespectatorii așa. Toți. Să îndepărtăm ce am folosit și punem într-un alt bol apa, da? Așa, acolo lăsăm, punem apa. Ai aici cantitatea care trebuie de 102 grame, 102 da? 102 grame. Așa, peste care o să punem și gelul de aloe vera, care este foarte bun pentru scalpul iritat, arsuri, dege, tot felul la de... La ce se folosește el? Pentru pe piele. Ce? Pe piele. Piele și scalp iritat, probleme, arsuri, sensibil, da, da, bun. Deci apa o amestecăm cu gel din acesta de aloe. Da. Lăsăm aici un pic la temperatură călduță tențidele. 50 de grame de gel de aloe o să punem. Măsurăm în continuare. Păhărele acestea sunt gradate special pentru a măsura cu ele cel mai da. Bine. Și ce preparăm în casă? Ce preparăm în casă, da. Perfect. Punem gel de aloe. Se și văd bucățele de aloe pe alocuri. Este foarte natural. Deci 50 de... 50 de grame. De grame, bun. Amestecăm cu apa. Deci după fiecare ingredient amestecăm. Așa. După aceea o să le punem în acesta la final să vedem cum arată. Deci totul se amestecă din nou. Apa cu gelul de aloe. Tot cu cele ce facem două aici tenside. Pentru 250 de grame de șampon. Uh-huh. Deci cam cât este în acest dozator. Exact. Da? Ce 250 vedem aici? De grame. Atenție să nu pierdeți acum amestecul. Deci șampon deci 100%. Bolul 2 se amestecă. Șampon 100% natural, șampon preparat 100% în casă. Natural. Tot are la bază cocos. În loc de salesalul acela din comerț care conține toate șampoanele, se pune texida spumantă. Este un spumant te spunem, natural. Te rog, acest șampon după o săptămână, ce se întâmplă cu ele? Se strică? Se spune nu, că are poate să fermenteze ușor. Aha, nu. Fiind natural, da? Da. Deci să ținem paharul cumva, să vadă și telespectatorii așa. Noștri. Aici... bine, bine. Și apoi punem pantenolul, provitamina B5, care ajută la creșterea părului. Uh-huh. Le aveți aici sub formă de sticluțe, dar da. Ce e aceasta? Provitamina B5. Perfect, te rog, câte grame sau cum facem la ochi? 5 grame. Pentru aceasta am și lingură dozatoare. Pentru fiecare. Da, pentru fiecare lucru în parte, uite, chiar îți poți deschide un laborator de produse cosmetice naturale, din moment ce tu știi să le prepari în casă pe toate. Așa. Să știți că acesta este viitorul. Dacă mai punem multe chimicale pe noi, nu știu unde vom ajunge. Acid lactic. Da. Acesta e foarte bun pentru a regla aciditatea șamponului, să-l facă mai alcalin. Deci pH-ul. Da. Să regleze pH-ul șamponului. Din acesta o să punem tot 2 grame. 2 grame, pentru acesta am special. O altă linguriță, da. Înainte am avut lingurița de 5 grame. Aceasta este lingurița de 2 grame. Ce e foarte important, Corina este aici în magazin. Dacă veniți la ea și n-ați înțeles poate totul cap-coadă, ea vă explică și vă pune la dispoziție absolut toate da, ingredientele pe care noi le folosim acum în magazin. Deci șampon 100% natural preparăm acum. Așa. Varianta finală va arăta așa. Pentru copilaș parfumantul acesta cu miere. Așa. Ca să fie cât mai plăcut. N-am cum să vă arăt, să-l mirosiți. Ah, dă-mi mie, te rog. Ah, ca o bombonică. Ca o bombonică miroase. Ei. Da? Bun, amestecăm în acest uite. Păhăruț. Și gata șampunul. De sticlă, nu pot să cred. Da. Atât de repede? Da. Dacă vreți să faci o cantitate mai mare și să vă ajungă mai mult timp, puneți un conservant natural. Extract de gref. E foarte bun. Așa. Greful e un conservant foarte bun. Cât miros punem? Cât vrem? Cât dorim noi aici. E... Perfect. Cât dorim noi. Amestecăm bine, bine, bine.
Și este gata șamponul deturnat în această sticlă, cum spuneam, așa arată. Ea l-a preparat înainte ca să vi-l arate dumneavoastră. Da, 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 ca să fie așa foarte transparent, să se vadă foarte bine. Acesta este șamponul natural, din ingrediente naturale, pe care noi l-am preparat astăzi în emisiune. Nu are conservanți și alte lucruri dăunătoare copilului sau scalpului copilului. Sigur, ai pus tot ce trebuie, da, da, da. Nu lipsește nimic. Da. Perfect. Îl turnăm aici în recipient și îl putem folosi ca săpun de spălat pe mâini, de exemplu? Eu cred că când da. Venim de la joacă? Cred că da. Deci putem să-l folosim și așa. Și ca gel de duș se poate folosi liniștit. Vă dați seama cât de important e pentru doamne, da? Pentru zona intimă. Mi se pare foarte bun acest șampon de copii, da? Da. Așa i-am spus astăzi, dar el, cum spuneam, poate fi și gel de lumea. Și ca gel de duș și de toată lumea. Măi, dacă un adult vrea să se spele pe cap cu așa ceva, degresează cum trebuie? Da. Deci spală cum trebuie. Da, 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 da. Mai există o variantă cu pudra de șicacai, tot așa este... Am mai preparat noi aici în emisiune. Da, fiind mai neagră, am zis la copilaș să fie mai atractiv. Să fie culoarea care trebuie. Care le place și atunci... Bun, deci așa arată șamponul preparat în casă pentru bebeluși, pentru copii. Și bebelușii și copiii mai măricei foarte bine îl pot folosi și adulții la fel, cum spuneam. Mergem mai departe în emisiunea de astăzi pentru că mai preparăm ceva. Ceva cu un miros deosebit, poate nu o să vă placă culoarea, dar noi astăzi am vrut să folosim această argilă, care este extrem de sănătoasă. Argila verde este bogată în minerale, este pasta de dinți, pe care o puteți mânca cu lingurița din acest borcan, atât de naturală este. Poate nu vă place culoarea, dar mirosul este minunat, este mentolat, așa cum este orice pastă de dinți. Îmi spunea, mirosul acela persistă. Da, îmi spunea Corina că pasta de dinți poate fi introdusă în aceste tuburi, dar mie în general îmi plac recipientele de sticlă. Am pus să se vadă, fi mai transparent, da, să vedem cum preparăm în casă o pastă de dinți tot pentru copii. Eu am folosit argila verde, dar se poate folosi argila albă, ca să fie mai atractiv pentru ei. Să... Bun, am înțeles. Orică e argilă problemă. Verde, orică este argilă albă, exact. Ne putem minerale, spăla cu ea pe dinți. Abrazivă, deci... Așa arată argila verde? Da. Uitați, aici este în acest recipient. Se vede clar că este pământ. Da? Și are multe întrebuințări argila, nu numai pasta de dinți. Așa este. Lumea știe, măși facială, e foarte bună. Putem să o bem, putem să facem ce orice cu argila. Așa. Cât argilă punem? 28-30 de grame de argilă. Bineînțeles că Corina are o linguriță specială și pentru acest lucru. Așa. Lingurița aceasta e de câte grame? 5. 4 lingurițe, 15-20, da? Avem aici 4 lingurițe și un pic, nu? Da. Ok. Așa. Aceasta este argila pe care noi o folosim. Mai târziu băgăm înăuntru, da? Ca să ne ocupăm aici de ce așa trebuie să facem în continuare. Peste argilă punem seva de bambus. Aceasta e bogată în siliciu. N-am auzit de așa ceva niciodată. Pudră din sevă de bambus. Aici, la televizor. Deci, pudră din sevă de bambus, pentru ce o aveți în magazin? E foarte bun pentru tenurile grase. Da. E un absorbant... Așa, de grăsime, da? Așa, ați înțeles. Da, am înțeles și că tenurile foarte bogat grase pot folosi această în cremă, pudră, da, în da, cremă. În creme. A, e deci bun. E tot pentru... Deci nu o poți folosi așa cum o vezi. Trebuie să o amesteci mereu cu ceva. Da. Păi lămurește-ne, da, dragă Corina, că asta ne interesează. Deci ceea ce vedem aici se în emisiune... Se poate pune în creme, cremele de față pentru ten gras sau în pastele de dinți, e foarte bun, e bogată în siliciu. Și bun, siliciu în deci ce vedem aici în emisiune, toate bazele acestea și tot ce amestecăm, se folosesc doar ca ingrediente naturale pentru produse cosmetice, produse la domiciliu. Cât punem? 2 grame din aceasta, punem 2 grame. Lingurița de 2 grame o vom lua. E suficient. Perfect. Așa. Apoi? Să nu uităm, să amestecăm totul. Dar da, după fiecare... Neapărat. Ingredient, eu am reținut. Așa.
După cum vedeți, și ustensile speciale sunt aici la magazinul Paradisul deci Verde. Ca aici, să facem... Tot ce facem aici, toate se găsesc în magazin. Da, să amestecăm absolut ingredientele tot și să ne preparăm în casă ce ne trebuie. Într-un alt bol o să punem... Ba nu, tot aici o să punem și bicarbonatul. Așa, e așa scris totul, că nu e chiar simplu să ții minte totul. Bicarbonat. Cât bicarbonat? Tot 2 grame punem. Da. Dar aici se poate pune și mai mult, nu e problema. Depinde cât de albi ne dorim dinții. Bicarbonat 2 grame. Și bicarbonatul acesta va fiecare face cumva spumă, nu? Nu, spumă va face tensida. Acum voi pune tensida de cocos sub formă de pulbere. E un spumant natural. Mai nebunii cu tensida astăzi. Ce-i tensida? Sunt derivată din ulei de cocos. E în regulă, așa se numește tensida. Tensida. Acesta, deci punem 0,3 grame, foarte puțin. Da, se poate pune și un pic mai mult, că e un spumant. Și dacă copiii vor să le facă spumă ca și cea pasta din comerț, de dinți, am înțeles. Atunci da. Să nu treacă direct la o pastă fără spumă, să fie un șoc. Atât. Tensida este și amestecată. La sfârșit aici o să fie pastă de dinți, credeți-mă. Acum pare că e pământ. Așa. Dar... Într-un alt bol vom pune apă plată. 20 de grame de apă plată. Așa. Glicerină vegetală, ca să hidrateze foarte bine. Asta se poate folosi și în creme, și în șampoane, și în pasta de dinți. Perfect. Glicerina vegetală, da? Din glicerină vegetală vom pune 4 grame. Uitați, vedeți, e uscoasă. Atât de puțin? 4 grame doar? E suficient, da. Aici avem 50 de grame de pasta de dinți, ne va ieși. Deci ne iese ceva. Da. Și xilitolul, foarte important, împotriva tartrului, ca să, pentru, să vădă și în gumele, de dinți, gumele de mestecat, doamne, că am niște emoții. De ce? Ești a 10-a oară, a 11-a oară la televizor. Niciodată, nu? Vedeți, să știți că vin în emisiunea aceasta a mea medici care tremură pe scaunul invitatului, iau câte un calmant înainte, toată lumea are emoții la televizor. Eu n-am. Mi-au trecut toate. Nici cu clienții n-am emoții. Nu. Bun, mesteci bine, bine, până când? Cum să dizolve cât de cât xilitolul? Așa, mai departe, apoi mai amestecăm aici ceva. Da, o să mai punem. După care, o să punem peste argilă paza aceasta lichidă, apa cu glicerină. Lasă-mă pe mine să mestec. Da, cum să nu? Vai, de-abia aștept ce-mi place. Ia uitați ce frumos arată. Pasta de dinți începe deja să se formeze. S-a îngreunat l-amestecat toată compoziția, ceea ce înseamnă că se leagă. Ia uitați. Este pastă de dinți în toată regula, dragi spectatori. Și se va mai întări dacă o lăsați peste noapte. Uitați-vă ce bine arată. Poate fi ținută și la frigider, dacă vă doriți o pastă de dinți foarte fresh. Uitați ce pastă de dinți superbă. Cum și spuneam, chiar la gust. E pentru copii. Auzi, hai să punem ce mai trebuie. Acum n-are niciun gust. Hai să vedem mai departe. Am optat și pentru vitamina A. Are gust aia de argilă, știi? Da. Da. Vitamina A e foarte bună pentru sângerări gingivale, probleme ale dinților. Perfect. Mai punem puțin. Aici punem. Tu nu așa ceva folosești acasă? Da. Numai lucruri... Deci soțul meu, de vreo 2 ani de zile, de când fac șamponul cu pudra de și cacai, al șampon nu mai vrea. Deci nu mai vrea și a scăpat de mătreață cu el. Ce deci, interesant. Deci să hai să facem șampon antimătreață aici în emisiune, să le arătăm telespectatorilor acela, într-o zi. Care, deci eu l-am testat, acela cu pudră de și cacai care l-am făcut eu data trecută. Păi e de mult. Da, el a scăpat de mătreață. Perfect. Hai să vedem... Și nici nu mai vrea altul, chiar dacă bine, nu mai am mâncat să mă anunță. De nu mai dinți am... nu vrem să scăpăm, vrem să scăpăm de tartrul de pe dinți, exact, și să avem un zâmbet strălucitor. Ce pui aici? Vitamina A. Perfect, ajunge. Ea e tot așa, e ușor solidă. Așa, amestecăm bine. Parcă a făcut spumă, puțin. Da. De la bicarbonat, vezi? Da. Se umflă puțin așa, ca o maioneză. Și punem un gust mentolat. Și acum punem ulei de mentă. Da. Ca făceam să prospodeze maioneză respirația vegetală aici în magazin și tot așa, compoziție frumoasă avea, știi? Da, da, da. Ca și pasta de dinți naturală. Deci ce e natural, măi? Uite ce e natural, cât de frumos arată.
Ce frumos a legat pasta de dinți. Hai să punem un pic de mentol și să vedem care este gustul. Cred că am pus prea mult. Nu cred. Niciodată nu e prea mentolată pasta de dinți. Trebuie, după ce te-ai spălat pe dinți, să faci așa. Știi? Deci chiar împrospătează. Împrospătează foarte bine, da. Și e gata? Gata. Nu pot să cred. Ia să zic poftă bună sau... Mamă, ce gust bun are! E din aceea! Vorbesc serios! Deci, mănânc pasta de dinți cu telul mic. E foarte bună. Argilă, bicarbonat, tot felul de ingrediente pe care le-a amestecat aici Corina, cu un pic de mentol. Dacă mai putem repeta un pic ca să se fixeze. Te rog frumos! Așa, deci la pasta de dinți o să punem argilă. Păi ce bună e! Albă, de obicei sau verde, opțional. Pudra de insevă de bambus. Să-i dăm și colegului de la cameră, gustă. Bună! A, așa e, nu? Vezi? A, ce bună e pasta de dinți! Serios! Așa. Deci argila, pudra din argilă 28-30 de grame, seva de bambus 2 grame, bicarbonat 2 grame, tesite de cocos pudră 0,3 grame, apă plată 20 de grame, glicerină vegetală 4 grame, xilitol 5 grame și ulei de mentă și e gata pasta de dinți. Eu recomand altceva. Lumea să vină la tine aici la Paradisul Verde, să întrebe de Corina ce au văzut că a preparat Corina în emisiune, să le spui față în față, să le dai sfaturi, că poate nu toată lumea vrea gust mentolat, poate vor gust de fructe, poate vor alte gusturi cu care să se spele pe dinți în fiecare dimineață și în fiecare seară. Așa că aici sunt invitați la magazin să descopere toate ingredientele. Astăzi am preparat șampon natural pentru copii, pentru mămici, pentru adulți, pentru bebeluși, nu contează, și pastă de dinți, tot pentru copii mici, pentru copii mari, pentru adulți. Am preparat astăzi în emisiune cu ingrediente 100% naturale aceste două produse cosmetice pe care dumneavoastră să le folosiți cu maximă încredere. Și șamponul acesta, dacă intră în ochi, nu ustură și nu dă dureri și nu dă lacrimi. Cum eram disperată eu când eram mică, nu lăsam pe nimeni să mă spăle pe păr pentru că mă usturau ochii și plângeam la baie de fiecare dată din cauza șamponului. Da. Deci și acum îmi amintesc traumele din copilărie cu șamponul intrat în ochi. Nu-mi plăcea niciodată. Bun, acum există șampon 100% natural, preparat aici în emisiune. Corina știe toate ingredientele. Ingredientele sunt aici în magazin și le mulțumesc celor de la magazinul Paradisul Verde pentru că mi le-au pus astăzi la dispoziție ca să vă arăt și dumneavoastră cum se face. Mulțumesc mult, Corina! Cu mare drag și vă așteptăm la noi și pe client de asemenea. Da, dragi telespectatori, veniți aici ori să cumpărați produsele naturale din magazin, ori să cumpărați ingredientele cu care vă preparați acasă, produse cosmetice 100% naturale. Am provocat-o pe Corina, i-am spus, hai să facem un fond de ten natural, că na, noi fetele trebuie să ne fardăm un pic. Caută rețeta, încearcă, le leagă ea acasă. N-ai făcut, o să faci pentru mine. Încerci, da? Și pentru telespectatori. O să caut să văd. Dacă când a găsit rețeta, o prezentăm aici în emisiune. Mulțumesc mult, Corina. Cu drag, dragi telespectatori, pentru dumneavoastră, numai bine și produsele naturale sunt viitorul, spun eu.